ChatGPT vs Loto 6 din 49. În momentul de față, șansele să câștigi la Loto 6 din 49 sunt de 0.0007%. Asta, calculat în ani, ar însemna aproximativ 184.000 de ani. Cu toate acestea, cu ajutorul lui ChatGPT am reușit să scad această cifră imensă la 0.01%, crescându-mi șansele de 1,5 milioane de ori și mai mult decât atât, reducând anii de la 184.000 la doar 9 ani. Dar totul este doar în teorie și mai mult decât atât vreau să-ți spun că acesta este doar un experiment și nu încurajez jocurile de noroc, deoarece îți pot crea dependență și mai mult decât atât poți pierde 100% banii pe care îi investești. Însă cum am ajuns la aceste cifre? Ei bine, mi-am dat seama că cei de la Loteria Română ne oferă date din 2016 până în prezent despre extragerile Loto 6 din 49. Așa că am copiat acel tabel și după aceea l-am pus într-un Google Sheets pe care l-am descărcat mai apoi și l-am încărcat în ChatGPT 4 cu Advanced Data Analysis. I-am spus să facă mai multe analize pe range-uri, pe cele mai extrase numere și după aceea i-am spus să îmi facă într-un final o variantă cu cele mai alese numere. Însă nu am fost destul de mulțumit, deoarece atunci când i-am spus să calculeze probabilitatea, aceasta era una destul de mică. Așa că i-am spus să analizeze din nou și să ia și datele pe care le-a analizat deja și să îmi facă 3 variante cu cea mai mare probabilitate. Și a reușit să facă lucrul acesta și a ajuns la o variantă care are o probabilitate de 0.01%. Ideea este următoarea, că aceasta este doar o teorie și este bazată pe cifre din trecut. Loteria este bazată pe noroc, adică aceste numere sunt extrase total random, deci s-ar putea ca această analiză să nu aibă deloc rost în viitor. În teorie, dacă joci 9 ani la Loteria Română, timp de 2 ori pe săptămână și să pui o singură variantă care costă aproximativ o play, asta ar însemna că ai avea șanse să câștigi marele premiu cu aproximativ 7500 de lei investiți. Cu toate acestea, aceasta este doar o teorie și mai mult ca sigur voi pierde banii investiți, adică 21 de lei și 50 de bani.